Hallo und willkommen, Herr Gerhardson, Gerhard Warband, Gerhard Professor Nativ in Hamburg, Deutschland. War der erste Professor Nativ in Deutschland, der expliziert an Roman. Kommen Sie zu der Kasse. Sie korrekt dafür zur Kasse. Zur Kasse bitte. Budetspune. Kommen Sie zur Kasse bitte, oder? bitte kommen Sie zur Care este problema aici? Și e o temă un pic greu de înțeles, mai ales pentru cei care știu engleză. Aici avem o prepoziție și un articol. Zu der. Și în germana, în unele cazuri, în multe cazuri, putem să avem varianta separată, zu der, și varianta combinată, zua. Acum, în limba engleză avem ceva un pic similar. Când spunem I must not or I do not și varianta scurtă I mustn't or I don't or I won't și în limba engleză, probabil și în engleză de la școală, am învățat că Varianta separată este varianta în scris, sau literară, și varianta cu apostrof este varianta vorbită. Și atunci, din cauza că mulți au în cap varianta vorbită, e inferioară variantei scrise, atunci preocuparea lor este în germană. Deci, cum să vorbesc așa cum se scrie, ca să fiu sigur că vorbesc literar. Dar problema este că în limba germană, întrebarea asta cu prepozițiile și articole nu este ca în limba engleză. Este o situație diferită în multe cazuri. Deci, în germană, varianta simplă este împreună, adică M, sua, ens, am, vom este mereu corectă. Punct. Și asta după cărți autoritare, autoritative, cum ar fi gramatica de la Duden, asta este varianta oficială. Varianta separată se poate, dar sunt multe situații în care nu poți să separ, nu se permite. De pildă dacă spui cu zilele săptămânie, vii da, via treffen uns am montag, da, aici avem an, dem, ora im, zoma, aici este in, dem, în situația de aceasta nu se permite să separ. Deci trebuie împreună. Deci, dacă vrei să îți simplifici viața, mereu spune împreună unde se poate. Ins, im, beim. Și da. Regula care se ascunde aici este, la fel nu se permite să separ când e vorba de substantive generice, de substantive care toată lumea le înțelege. Adică mă duc la medic, sunt la birou, stau la casă. În situațiile acestea trebuie să spunem pruna. Ich gehe ins nu no, ich gehe in das birou. Varianta separată se poate folosi doar dacă vrem să accentuăm că este un birou specific. Adică, ich gehe în das neue birou. Mă duc în oficiul cel nou, nu în cel de, Dar, de obicei, dacă spun, mă duc la medic, ich gehe zum arzt, e generic. Ne? Dacă vreți să spun, eu mă duc la medicul cel vestit sau la medicul român sau ucranian, atunci se poate separa. Dar nu e obligatoriu. De aceea, de ce să nu faci ceva mai simplu? Mereu împreună și o să fie mereu corect. Dacă ai întrebări, trimitem sau întrebări și răspund la fel dacă știi pe cineva care are nevoie de un ajutor la limba germană. Am opțiunea de zero risc timp de 5 săptămâni Poți să participi la lecție fără să plătești nimic, plătești doar dacă consider că vrei să continui.